make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Manager la Steaua București. După cum vedeți, suntem în campionat pe locul 3, Rapid și Astra sunt pe primele două locuri cu egalitate de puncte. Momentan avem un meci împotriva celor de la ASEA Târgu Mureș. Un derby, este în deplasare și trebuie să îl câștigăm. Tihamer centrează periculos, Mureșan cu capul, foarte periculos și Gabi Mureșan. Până la urmă se termină cu bine pentru noi. Avem raportul posesiei până acum în prima repriză 60-40. Să vedem pe Hanca, nu prea înțelege nimic, din păcate ne-am grăbit să dăm mai repede la meci și au rămas tricourile pentru ambele echipe de pe teren propriu. Să vedem o centrare pe coasa lui Hora, apără Arlauskis, senzațional, incredibilă paradă la Arlauskis. Ca de obicei, de neînvis Gabi Mureșan la duelul aerian. Să dea acum încă o centrare, Bejan recentrează și Ilie peste poartă. Ocazii uriașe pe final de meci, pe final de primă repriză pentru ASEA Târgu Mureș în campionat. Știm că ASEA Târgu Mureș a învis-o de două ori, în două rânduri pe Steaua. Și Steaua este acum la mâna ei. Să vedem pe Breveld. Breveld este oprit acolo de Ilie. Accente pentru Mureșan, din prima la Ianis Zicu. Zic, unul dintre veteranii acestei echipe, nu este veteran la echipă, este veteran în fotbal, jucător cu mare experiență, Ianis Zicu. Iată-l acum pe Goga, trece, este în careul nostru, Goga a oprit foarte bine de Aihar, cel mai în formă fundaș al nostru este Can Aihan. Să vedem acum pe Odegaard, cere acolo Gabian cu Odegaard, a încercat să angajeze, s-a îndepărtat, din păcate a încercat să facă spațiu în bandă și pasa lui Odegaard a fost respinsă. Este bine că rămâne balonul în posesia noastră și într-o zonă foarte bună. Să vedem pe Kipciu, Kipciu cu un călcâi foarte bun pentru Odegaard. Odegaard este oprit de Bejan. Se luptă Kipciu acolo. Zicu centrează la a doua bară, este liber Ilie, apără Arlauskis, Ilie! Nu e bine deloc, îl învinge pe Arlauskis, Ilie. Arlauskis s-a apărat în prima fază, iar acum îi dă printre picioare Ilie, portarul nostru, a mai avut o șansă. Nu a scăpat de umilința asta, din păcate, Arlauskis. Și tricourile ne-au derutat foarte mult. În ultima vreme nu am obținut, de fapt, uitați, în ultimele 3 partide n-am obținut nicio victorie. Suntem într-o formă destul de slabă, dar sperăm să revenim și vom avea și meci cu Astra, echipa de pe primul loc. Din păcate, suntem conduși aici de ASEA Târgu Mureș și ne îndepărtăm destul de mult de obiectiv. Să vedem pe Kipciu. Kipciu este în flancul drept, centrala lui Kipciu destul de bună. Constantin reușește să respingă. Minutul 86, rămânem, de fapt au recuperat cei de la ASEA Târgu Mureș, ne-am îndepărtat de poarta lor mult și acum încearcă să ține de balon, după cum vedem, este Ilie la balon pentru Laszlo Sepsi. Kipciu încearcă să-l deposedeze și reușește Alex Kipciu, pasă pentru Gabi Iancu, are viteză Iancu, Iancu este în careu, Gabi Iancu, oprit în ultimul moment acolo. Gabi Iancu, doar 2 minute de prelungire au fost arătate și cred că aceasta a fost istoria meciului. Din păcate nu luăm nici măcar un punct cu ASEA, Aihan și Breveld. Breveld pentru Odegaard, iar meciul se încheie. O înfrângere usturătoare, 1-0, la fel ca și în tur. În tur și în retur, 1-0 a fost pentru ASEA Târgu Mureș. Nu am reușit, din păcate, să obținem o victorie. Avem ofertă de management de la România și haide să o acceptăm. Până la urmă este naționala noastră. Să vedem dacă mă face performanță și cu România, dar oricum cred că vor crește și mușcători de la această națională. Am văzut că au potențial unii din ei. Avem derby împotriva celor de la Astra. Astra Giurgiu este pe terenul nostru. Martin Odegaard.
Odegaard pentru Nicardo Breville, mai departe la Gabi Iancu. Iancu a încercat să aștepte urcarea lui Cristi Tănase. Tănase readus în primul 11. Tănase centrează foarte bine, Breville, bară, faza continuă, gol! Gabi Iancu sparge în gheața și marcăm. Gabi Iancu marchează cu capul, iată aici o primă lovitură de cap a lui Breville într-o centrare foarte bună a lui Cristi Tănase și Gabi Iancu cu capul reușește să-l învingă aici pe Silviu Lung. Este 1-0, 6 goluri are în Liga 1 Gabi Iancu, golgheterul nostru de acest sezon este Iancu. Iancu cu o pasă la Alex Kipciu. Kipciu este în flancul drept. Kipciu adună doi jucători în spatele său. Kipciu centrează. Nu este nimeni în careu. Respinge acolo Găman. Breville pentru Prepeliță. Apără Silviu Lung șutul lui Prepeliță. Foarte bine a plasat acolo Andrei Prepeliță șutul și batem ușor. Este Odegaard. Odegaard trece foarte bine prima dată. Odegaard! Cum a dat acolo? Incredibil, s-a lăsat pe spate Odegaard și ratează o șansă foarte, foarte importantă pentru noi de a ne mări avantajul. Doar 1-0 rămâne scorul pe tabelă, a jucat bine, dar nu am reușit să ne mai mărim avantajul, însă mai este timp. Sperăm însă să nu luăm goluri, să nu ne marcheze adversarii noștri pe aceste ratări ale noastre. Breville, acum pentru Odegaard, contra-atac, 2 contra 5, să vedem pe Odegaard, Odegaard, Găman îl oprește, Tănase recuperează, Iancu pentru același Odegaard, 1-1 cu Galerică, Găman, de netrecut Găman este în apărare. Și acum Cristi Tănase încearcă un călcâi, intercepția lui Tembo. William trece foarte frumos acolo, William, ca printre niște jaloane a trecut William, acolo centrare periculoasă, Budescu este în careu, Budescu continuă cu o pasă la Tembo, sunt la poarta noastră adversarii noștri, William, un jucător foarte tehnic, am văzut ce trecere a reușit. Prima repriză se încheie, reușim să conducem la pauză, dar nu am condus neapărat jocul, pentru că vedem posesia noastră este categorică 62-38, posesie pentru asta. Iahaia pentru Budescu, Budescu este, nu spune că nu-i penalti, arbitra la arată către punctul curvar, nu se poate așa ceva, Budescu obține penalti și tot el bate, deci dacă la fotbal faci așa ceva, n-ai cum să dai gol. Să-l vedem pe Budescu, este 1-1 cu Arlauskis, Budescu, Arlauskis, îi arată unde să tragă lui Budescu, hai Budescu, Budescu trage acolo, dar nu apără Arlauskis, egalează Astra dintr-un penalti, a căzut ușor Budescu acolo, arbitru acordă penalti și din păcate suntem conduși, este 1-1, suntem egalați, 1-1. Minutul 53 în deschiderea reprizei secunde, marchează Constantin Budescu și noi trebuie să ne revenim, meritau până la urmă acest gol, cei de la Astra ne-au dominat, nici noi nu am combinat foarte bine și asta s-a văzut. Acum Odegaard pentru Kipciu, cu greu pasăm, Kipciu a deviat Joazinho șutul și avem corner, suntem la poarta adversarilor noștri, să vedem cum ne vom descurca. Prepeliță pentru Iancu, prea devreme s-a grăbit acolo prima dată în fața lui Rus. Avem aruncare de la margine, suntem în continuare la poarta lor, Toșca pentru Prepeliță, mai departe la Tănase, centrează foarte bine, Oros reușește să respingă. Haide Lukin pentru Breville, putem face ceva, mai este timp, Prepeliță de posedat acolo de Seto Breville trage și nu se poate nici măcar corner din acest șut al lui Nicardo Breville. Rezultate foarte, foarte slabe pentru noi. A fost un început promițător, dar un sfârșit dezamăgitor. Din păcate, ăsta este meciul în campionat. Pierde și împotriva primului, de fapt, doar un egal împotriva primului loc. Dar ce mai este ca o înfrângere. Revenim la Europa să vedem ce vom face. Avem un meci foarte greu împotriva celor de la Dinamo Kiev în deplasare. Trebuie să obținem o victorie. Dar asta următorul episod, acesta a fost episodul nostru, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like, până data viitoare rămâneți cu bine și sayonara!